Acesta este ambientul plecării noastre. Și acesta sunt eu. Așteptând să plec. Cu noua mea lotcă. Ivan Pațaichin. Sper să urmărești asta. Iartă-mă că te-am exilat! Dar știi, ai niște lucruri despre mine care m-au supărat! Dacă mă sună cineva, dragă, sau să așteptam cu sunt la jumătatea lacului. Nu știu cât a trecut. Nu știu exact cât timp până la finish, până pe insula Ovidiu. Sunt plin de apă peste tot. Soarele, el a asfințit, dar rezist. De ce m-am băgat la asta? Azi am chef de mare, azi am chef să fac tot ce-mi doresc. E formidabil, trecem singura șalupă care se află aici. Dacă nu mai poți recunoaște, azi am chef de tine că te iubesc. Yeah, 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 yeah. Azi am chef de soare. Furia, nu serios, hai te tragem până acolo? Bă, e mult, n-ai cum să ajungi. Lăsați-mă în pace. O dată mai spun, te legăm. Lăsați-mă în pace. Ăștia vor să mă remorcheze, dar eu nu mă las. Mai sunt vreo 300 de kilometri spre Ovidiu. Te așteptăm acolo, la o bere. Eu am venit să vedem dacă sunt ok, sunt ok, da? Ai odihnit suficient? Suntem la o aruncătură de băți de Ovidiu. Iată, aici. Nici nu mai știu unde să arăt. Sunt ca Uliste, când amazoanele și Circe și amazoanele ei încercau să-l abate din drum. Pe mine nu mă abate nimic. Eu mă uit la Ovidiu și prin curaj. Poate că încet, încet v-ați dat seama de ce am făcut această aventură, pentru că numele meu, al treilea, este Augustus. Iar împăratul Augustus e cel care, conducând Imperiul Roman, l-a izgonit pe Ovidiu. Da, eu sunt răspunzător. Nu mai avem puțin. Colegii mei îmi dau turcoale cu șalupa și mă întreabă din când în când. Te legăm, adică să mă lege ca noi să mă duc înapoi. Nu mă legați! Insula copilăriei mele, Ovidiu. Deocamdată mult stuf, nicio intrare. Doar un lătrat de câine. Oare ce nou? Ne întoarcem acasă. Nu mai dau la vâslă. Am zis doar dus, nu și întors. Dar trebuie să vedeți cum ne întoarcem acasă. Așa ne întoarcem acasă. O, Doamne. O, baby. E foarte ușor să-ți faci viața frumoasă. Trebuie să schimbi câțiva prieteni și cu siguranță o să ai senzații tari. Iar tu să-ți propui să faci ceva banal, de fapt. Să traversez lacul Sudior. De la Scandinavia, de la hotelul Scandinavia, de la restaurantul la pus de soare, până în insula Ovidiu. Bine, până în trestiile din insula Ovidiu. Hai să trăiești!